Îl auzi. Sună clopoțelul dacă îl ia. La a ta să pun clopoțel, ai dreptate. De aia n-are ursul coada. Și de ce? Pentru că i-a tăiat o vulpea. Ți-a plăcut? Fac video ca să văd și eu să fac grătarul. Pun și o sticlă să iardă foc mai repede. Ai, periculos. Și poate să ia foc repede, să ardă ceva după sticlă? Avem probleme, da. Nu știam. Uita, de-aia trebuie și întreb să să fac ceva. Deci nu mai lemni și de la cărbunii merge. Eu uite țânțare în față, în spate, după capul tău. E țânțare acolo. După capul tău, acolo e țânțare mulți. Aia trebuie să fugă de acolo. Cu grătarul. Vrei să aprinde cu bricheta? Unde-i bricheta? Am găsit-o. O pui pe masă? Pe grătarul pui pe aia? Da, aici. Păi da. Vrei să-ți pun masa? Să aduc? Nu-ți trebuie masa? O pui așa? Nu mai prinde așa. E ok să-l aprind? Da. Mi-a plăcut că am făcut-o eu. Nu mă dau la o parte, nu mi-a aia plămânii. Ce-a... Mizeria se duce în stacul ăla, orice mizeria. Știi că e bine dacă ai mizerie acum, de exemplu asta, dacă pui, da, nu e bine. Punguța aia mică, nu? Dacă e mizerie. Nu, tata, e fața. Dar nu trebuie să arzi, că plasticul e periculos dacă îl arzi. Oftim. Las bricheta aici pe scaun. Mamă, se sperie toate muștile acum, îți dai seama? Bravo, tati! Dacă e nevoie, mai pune și un lemn dacă e nevoie. Nu e nevoie. Nu e nevoie. Când este nevoie, atunci. Ok.